Cupa fotbalistică Constantin Stroie a ajuns la ediția 11-a și se poate spune că a devenit una tradițională, mereu așteptată. Memoria apreciatului dascăl sportiv Constantin Stroie este adusă în atenția iubitorilor sportului în fiecare an, când se organizează o cupă sportivă pusă la dispoziția celor mai buni fotbaliști din școala gimnazială. Ediția din acest an a fost organizată de filiala municipală a PSD și a propus tinerilor spectatori un singur meci de dimensiunile unei finale. Rivalele care au stat față în față au fost echipele școlilor numărul 2 și numărul 5, în condițiile în care echipa școlii numărul 2 câștigase ultimele 3 ediții. De data aceasta, fotbaliștii de la școala numărul 5 au început în forță și au dominat prima repriză și începutul celei de-a doua. Cel mai în formă fotbalist s-a dovedit a fi cel mai mic de statură de pe teren, un talent autentic care a făcut spectacol. Ai reușit în meciul ăsta să o dai de două ori în bară, dai un gol sau nu dai? Da. Un pronostic ne dai și nouă? 1-0 pentru noi. Spune de ce ai ales fotbalul și nu alt sport? Este un sport spectaculos, place foarte mult și îl moștenesc din familie. În ciuda dominării meciului, cei de la școala numărul 5 au primit primul gol, apoi au egalat și spre final au înscris golul învingător. Există o rivalitate în sensul bun al cuvântului între școala 2 și școala 5. Noi am marșat mai mult pe basket, dar astăzi suntem convinși și motivați să ne luăm revanșa, ajunge. Prea ne-au bătut de 3 ediții, acum să luăm noi cupa cea mare. Ați gândit, nu știu, pe viitor să invitați mai multe echipe? Constantin Stroie a fost un profesor pentru toți. Da, într-adevăr, domnul Stroie a fost profesor pentru toți colegii noștri și ar trebui să invităm cel puțin școlile generale toate la această cupă. N-ați avut noroc sau v-au lucrat arbitrii? Se pare că a fost o greșeală de arbitraj, prietenul meu Ursache, și o greșeală a portarului nostru. Nu are nicio problemă, e bine că s-a jucat frumos, copiii care au câștigat de la școala 5 au muncit și ai noștri și mereu ne întâlnim tradiționat și jucăm. Nu e problemă cine câștigă. Trecut a 10-a ediție și am fost prezent. Participăm și de data aceasta cu premii la ediția 11 și am pregătit pentru copii, ați văzut, și o cupă pentru câștigători, medalii pentru locul 1 și locul 2, diplomele de locul 1 și locul 2, precum și diplomele de participare pentru antrenori și pentru arbitri. Eu spun că deja începem anul bine, în fiecare lună vom avea câte o acțiune pentru copii la care vom invita întotdeauna. În avantpremiere vă pot spune că luna următoare vom avea un concurs de not la școala numărul 8. Ediția 11-a, Cupa Profesor Constantin Stroie la fotbal. Avem un câștigător. Ca de fiecare dată, ați câștigat toți. Locul 1, școala numărul 5. Locul 2, școala numărul 2. Felicităm ambele formații, a jucat foarte bine, fair play-ul a fost la el acasă și ne întâlnim și anul viitor la ediția a 12-a. Mulțumim și antrenorilor și arbitrilor care ne-au ajutat să desfășurăm această competiție sportivă. Și acum să începem să facem și premierile. Aș vrea să încep cu arbitrii. Ursache Fabian.
să rămânem să facem poze cu toți, doamne, da? Raportarul George, mulțumim frumos! Diplomă de participare, domnului antrenor Spânu Costel. Medalia de aur. Medalia să-ți aduc aminte de această da, care e mult. Și diploma de participare, domnului antrenor Bibolare Gheorghe. Beleanu Dragoș și domnul Cristian să facă premierile. Locul 2, Beleanu Dragoș. Danilo Cosmin.